Așa, oameni buni, am revenit cu echipa Imposing, câștigătorii locului 3. Avem aici pe Bogdan, Sorim Saiho, Mihai Moonblaze, Daddy și Thanatos. Ce părere aveți, băieți, despre meci? Cum vi s-a părut meciul numărul? Meritam să fim în finală. Meritam să fim în finală și poate să o câștigăm. Dar meritam finala mare, aia mare. Aia mare? Aia mare. Ce, dacă e să regretați ceva? Adică un pic sau... În primul meci, în semifinale, ne-am axat prea mult pe teamfight, poate, iar astfel o mică greșeală într-un comp de teamfight poate duce la distrugerea meciului. Așa în... Ce părere aveți de buyback? Știi cum zic, dacă ți-e frică de lup, nu intri în pădure. A fost bine ca să nu fie rău. A fost bine ca să nu fie rău. Oricum, ați avut în semifinală, ați avut niște faze foarte frumoase. În semifinală am făcut tot ce n-am făcut în primul meci, nu? Da. Și mai ales acum, deci, știu că aveai, în ultima fază, aveai 30 și ceva, 36, 37 de... 39. Sau 39 de blossom, adică erai, intrai peste ei în bază, nu? Da, recorduri. Record, nu personal, ci mondial. Ok. Care e viitorul Imposing Sports? Care e viitorul Imposing Sports acum? Să jucăm cât mai multe meciuri împreună, atât. Normal că vom crește. Să respectați programul. Să respectează. Fără sală după 10. Nu dau nume, Bogdane. Nu, fără sală după 10. Nu v-am cărat meci, scuze. Ok. Acestea fiind spuse, na. Andreasca, ai legătura. Legătura, da. Spirite, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Revenim cu finala.